Victoria Brănești și-a îndeplinit singurul obiectiv la care mai putea spera, realizarea baremului de 25 de puncte. Bistrița, care era deja scăpată de retrogradare după egalul din etapa trecută cu Craiova, a cedat în doar 2 minute. După 2-0 cu Gloria, Victoria se întoarce în Liga Secundă, iar Bistrița rămâne neretrogradată după Revoluție. Victoria Brănești a reușit să marcheze în minutul 28. Oprea a deschis scorul cu capul din 6 metri după o centrală a lui Zuluf, care s-a transformat și el în marcator 2 minute mai târziu. Soarta partidei a rămas decisă din prima repriză, iar în partea a doua doar intrarea pe teren a lui Florentin Petre a mai însemnat ceva. Simion putea face 3-0 cu 14 minute înainte de final. Florentin Petre nu a rezistat decât până în minutul 80, când a ieșit accidentat de pe teren. Victoria Brănești a câștigat cu 2-0 și a acumulat 25 de puncte, ceea ce înseamnă că și-a îndeplinit baremul de puncte. Gloria Bistrița a scăpat din nou de retrogradare și are 21 de ani consecutivi în Liga 1.